Astăzi, în cadrul activităților desfășurate cu ocazia săptămânii Școala Altfel, două clase de elevi de la Școala Vasile Alexandrii, împreună cu profesorii, au mers în cimitirul Eternitatea pentru a împrospăta zona de la Monumentul Eroilor și de a aduce un omagiu celor care s-au jertfit pentru țară. Alături de aceștia s-a aflat și primarul Laurențiu Leoreanu, care a creionat un proiect pentru modernizarea zonei. Suntem de la Școala Vasile Alexandrii și în cadrul activităților care au fost programate pentru îngrijirea mormintelor eroilor, s-au angajat două clase. Noi suntem clasa a 7-a de la Școala Vasile Alexandrii și am venit pregătiți cu mănuși, cu saci, ca să ne aducem contribuția și în acest fel să îngrijim mormintele. Copiii au mai adus lumânări, o să le aprindem. A fost și o deplasare în aer liber, am văzut un monument frumos pe care unii nu-l cunoșteau și suntem mulțumiți că ne-am înscris la această activitate și o să o ținem minte. Elevii prezenți la această activitate au apreciat curățenia din cimitir și au dat un exemplu de patriotism. Am vrut să fie ceva deosebit pentru noi și am hotărât să mergem aici pentru că ei au fost niște oameni importanți și meritau să le fie curățate mormintele, dar nu era mizerie multă și a fost o activitate plăcută. Primarul Laurențiu Leoreanu le-a mulțumit elevilor și profesorilor pentru interesul manifestat. În cadrul acestei întâlniri, edilul a discutat și cu directorul societății Locato, Constantin Damaschin, pentru a face noi modernizări în zona Monumentului Eroilor. Școala Altfel, iată, de astăzi deja s-a organizat și le mulțumim pe această cale unităților școlare, conducerilor, profesori, dar în primul rând copiilor, elevilor, care au venit și dau o mână de ajutor. Deja am stabilit un mod de acțiune aici, dincolo de primenirea zonei, astfel încât după Paște să încercăm un proiect în care să reabilităm monumentul acesta al eroilor, inclusiv podiumul din față și aleea de acces, iar în partea stângă, cum stăm la monument, să continuăm lucrarea pe care am făcut-o în partea dreaptă, cu aliniatul crucilor și fixarea lor. Același lucru vrem să-l facem și aici, în partea stângă. Pentru că aici sunt, dacă vreți, mărturiile, aici sunt exemplele de urmat ale eroilor noștri, a celor care s-au sacrificat pentru demnitatea de a fi român, pentru țară, pentru onoare. Edilul romanului și-ar dori ca în viitor Monumentul Eroilor să fie cât mai apreciat de romașcani. Să fie un loc de aducere a minte, adică în momentul când au fost să știe că am trecut la cimitir, la Monumentul Eroilor. Toți avem aici morți în cimitir, toți îi cinstim, dar aceștia sunt cei din tâi pentru neamul nostru, pentru că ei au venit și și-au adus prin osul lor, chiar prin sacrificiu suprem. Încă o dată vreau să mulțumesc unităților școlare, săptămâna Altfel continuă, Primăria Municipiului Roman este implicată. În cadrul săptămânii Altfel, Primăria Roman va continua colaborarea cu unitățile de învățământ, în aceste zile urmând să fie înființat și Consiliul Elevilor, un organism care să participe cu idei la dezvoltarea romanului.